Da, bună seara, domnule ministru. Aș vrea să știu de ce trebuie întotdeauna să existe dualitatea asta între dumneavoastră și domnul ministru al sănătății. De ce trebuie ca Ministerul Sănătății să vă aprobe sau nu cumpărarea unor teste și de ce nu sunteți minister de sine stătător în problemele acestea, în probleme de genul acesta, aș vrea să știu. Și dacă mă întrebați și dacă... Eu n-aș vrea niciodată ca dumneavoastră să luați hotărâri împreună cu Ministrul Sănătății. Aș vrea ca aceste hotărâri să fie numai ale dumneavoastră, ale Ministerului Învățământului, pentru că așa mi se pare normal și așa a fost întotdeauna. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna profesor. Într-adevăr, sunt unele state în care aceste decizii se iau de Ministerul Educației. Sunt convins că se iau de către Ministerul Educației prin consultare cu cei responsabili cu asigurarea din perspectivă sanitară. Însă, pentru a vă răspunde direct, suntem în stare de alertă. În stare de alertă avem hotărârea ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență, iar hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență abilitează deopotrivă Ministrul Educației și Ministrul Sănătății să reglementeze acest lucru.